Bună ziua, doamna doctor! Mă bucur Bună foarte mult ziua! că am această șansă să vă întâlnesc chiar și așa, mai ales că sunt mămică și eu de 3 ani. Să vă Fetița cea trăiască, mare. mă bucur! Mulțumesc, fetița cea mare are 3 ani și cea mică are 1 an și recunosc că, deși n-am fost neapărat genul de om care să fie, nu știu, să spun, updatat cu toate informațiile în ceea ce privește creșterea copiilor, știu foarte bine că există în rândul prietenilor mei chiar părinți care sunt îngrijorați de evoluția copiilor lor. Practic, încep să consulte pediatri și primesc tot felul de informații. Unele poate sunt pertinente și în regulă, altele mai mult îi induc în eroare. Tocmai de aceea, dumneavoastră, medic endocrinolog, Mihaela Tătaru, ne puteți ajuta cu mai multe informații ca să nu fim dezinformate, ca să spun așa, pentru că mi se pare important, dacă avem grijă de noi ca femei și mergem la controle și facem teste anual, să avem în vedere și evoluția copiilor noștri așa cum ar trebui să fie, să fim informați corect până la urmă. Da, aveți dreptate. În primul rând, vă mulțumesc pentru o invitație. Să vă trăiască copilașii, să fie sănătoși și să nu aibă nicio problemă medicală, să nu fie nevoie să apelați nici la pediatru, nici la endocrinolog. Și vă răspund cu plăcere la toate întrebările. Mulțumesc. Din păcate, apelăm că, cel puțin în ceea ce mă privește, automedicația nu este o soluție și tocmai de aceea, dacă sunt un pic copii cu muci sau mai știu eu ce, evident că dau un telefon pediatrului ca să ne ajute sau medicului de familie. Așadar, există această dezbatere în jurul nostru despre acest hormon de creștere la copii. Care e, de fapt, ce înseamnă, practic, acest deficit de hormon de creștere? Deficitul de hormon de creștere, survenit în perioada copilăriei, duce la apariția hipotrofiei staturale marcate și așa numitul nanism hipofizar. Adică acești copii netratați ajung la o talie finală de 120-150 de centimetri. Ce trebuie să știm? Dezvoltarea lor este proporționată, armonioasă, se păstrează raportul dintre segmentele corpului, adică extremitatea cefalică, și anume capul, este mic, cu ochii mici, lioi, nasul este mic, gura este mică, gâtul este subțire, toracele de asemenea subțire, membrele sunt scurte, cu degete mici, dar ei nu sunt afectați din punct de vedere intelectual, adică sunt copii inteligenți, nu le este afectat intelectul sau dezvoltarea motorie. Nu au tulburări neuropsihice. Sunt copii normali din punct de vedere intelectual. Dacă au, repet, dacă au doar deficit de hormon de creștere, dacă intervin dacă intervin și alți hormoni, deci dacă apare deficitul și altor hormoni, cum ar fi hormonii tiroidieni, bineînțeles că pot să apară tulburări neuropsihice. Voiam să spun câteva cuvinte despre hormonul de creștere în general. Da. Hormonul de creștere este esențial în procesul de creștere, dar el se secretă și la adulți, pentru că intervine și în activitățile metabolice. Și de ce voiam să spun aceste cuvinte, sau câteva cuvinte despre hormonul de creștere și cum își exercită el acțiunea? Pentru că în discuția noastră o să dezbatem mai multe și să putem să înțelegem despre ceea ce vorbesc. La naștere, hormonul de creștere se secretă într-o cantitate mai mare, ulterior scade în perioada copilăriei, iar la pubertate atinge nivelul de la adult. Concentrația sa plasmatică dimineața pe nemâncate este mai scăzută, sub 3 nanograme pe mililitru, dar poate crește moderat după efort fizic sau după ce mâncăm postprandial și de asemenea poate avea variații circadiene. Cel mai mult crește în timpul somnului cu unde lente. Iarăși un lucru important de știut, că mai mult cresc în timpul somnului copiii și o să vedeți la recomandările pe care le vom face ulterior. Hormonul de creștere își exercită acțiunea prin IGF-1, așa se numește, adică insulin-like growth factor. Se numește așa pentru că are o structură asemănătoare insulinei și proinsulinei.
Hormonul de creștere stimulează producția acestui IGF-1, în special la nivelul ficatului, iar acest IGF-1 mediază efectele și mitogene și metabolice ale GH-ului. Și de ce este important acest IGF-1? El nu are variații circadiene cum le are GH-ul și este mai important de folosit pentru diagnosticul eventualelor tulburări de creștere nanismului ipofizar și ulterior în urmărirea tratamentului cu hormon de creștere la copiii la care s-a inițiat tratament cu hormon de creștere. Deci este mai sensibil și mai specific ca și determinare decât GH-ul. Mă gândesc așa pe înțelesul lumii, ca să zic, oamenilor de rând care nu prea cunosc acești termeni medicali. De fapt, ce se poate întâmpla unui copil care nu a primit un diagnostic corect de dezvoltare? Concret, ce se întâmplă cu el? Adică unde ne dăm noi seama că am greșit? Dacă nu este diagnosticat și tratat la timp, rămâne cu statură joasă, în jur de 120-150 de centimetri, cum am spus anterior. Și asta îi va afecta viața în general, viața socială, viața de familie. În primul rând, perioada de copilărie va fi afectată din punct de vedere emoțional, sănătatea emoțională a lui fiind afectată deoarece va fi ținta glumelor celor din jur. Iar ulterior, în societate, altfel este văzut o persoană normală, adultă, dezvoltată ca și înălțime, comparativ cu o persoană cu hipotrofie staturală, care așadar, găsește mai greu locul de muncă și... Dar cum ne dăm noi, părinții, seama că există o tulburare de creștere, acest deficit? Vă spun de ce, pentru că evident există și situațiile genetice, nu? Că seamănă cu bunicii, seamănă cu părinții sunt înalți, dar copilul e mai mic, minion, îl vezi că e mic. Eu chiar cunosc pe cineva care are un copil mic și micuț cu totul. N-aș putea spune neapărat că părinții lui sunt niște părinți minioni, părinții copilului și nici măcar bunicii. Acum, întrebarea este, noi cum ne dăm seama că, nu știu, are un deficit de creștere de genul sau este ceva genetic și așteptăm să mai crească un pic să vedem dacă are vreun salt, că se mai poate și asta, nu? Adică pe la ce vârstă ne-am îngrijorat? Deci deficitul de hormon de creștere poate să apară de timpuriu în primele luni de viață sau poate să apară mai târziu și după 10 ani. Ceea ce ați povestit dumneavoastră cu părinții de talie mică, este vorba de întârziere constituțională de creștere sau talie mică familială și aici nu există deficite genetice sau deficite endocrine. Pe când în situațiile cu... o să discutăm și despre cauzele deficitului de GH, pe când în alte situații, clar există modificări și endocrine sau genetice. Dar cum ne dăm seama? În primul rând îl comparăm cu ceilalți copii de aceeași vârstă, sex și de același stadiu pubertar. Pentru că, de ce spun asta? Creșterea se produce în mai multe etape. Astfel, în primii 3 ani de viață, un copil crește mult mai mult și în al doilea sal se produce în perioada pubertății. Pubertatea survine mai devreme sau mai târziu, individualizată în funcție de copil. În primii 3 ani de viață, copilul crește de genul, în primul an, 18-25 de centimetri, în al doilea an, 10-13 centimetri, aproximativ, în al treilea an, 7,5-10, după care, după al treilea an de viață, deja se reduce foarte mult ritmul la 5-6 centimetri. Adică reducerea este marcată. Iar la pubertate, iarăși se produce acel salt de creștere cu 10, 12, 15 centimetri pe an. Dacă noi observăm că este mai mic decât restul copiilor, mai bine ne adresăm medicului. Logic, am putea face și altceva. Să-l măsurăm, foarte simplu, descălțat, dacă e fetiță cu părul lăsat liber, nu să fie strâns, cu umerii lipiți de perete, cu călcâiele lipite de perete și... 3 măsurători și facem o medie acestora și astfel ne putem da seama aproximativ. Ne uităm în tabele care sunt pe internet și vedem ce putem să mai facem. Dar asta o facem noi, medicii. Se calculează talia țintă genetică în funcție de talia părinților. Ce spuneați dumneavoastră anterior referitor la talia părinților. Trebuie calculată talia țintă genetic și copilul trebuie să se încadreze în acea talie țintă genetic cu un plus minus de 10 cm. Și am observat că există familii în care, spre exemplu, care au 2 copii. Un copil a depășit talia țintă genetică, celălalt a rămas sub talia țintă genetică. La genetică nu prea putem interveni. La fel se poate spune și despre copiii care cresc foarte mult, nu? Deodată sau... Adică la fel de îngrijorător poate fi acest hormon de creștere, nu?
poate să fie îngrijorător dacă un copil crește foarte mult, pentru că dacă e o creștere peste 210 cm, deja vorbim de gigantism și asta este mai grav, pentru că gigantismul este determinat de o tumoră hipofizară secretantă de GH. Acest hormon de creștere, dacă este secretat în cantitate mare, în momentul în care cartilajele sunt deschise, determină creșterea înălțimea copilului peste o limită. Și copilul, și ca și în cazul celor mici, este dezvoltat armonios, adică cu păstrarea raporturilor între segmente. Însă aici este vorba și de celelalte aspecte. Formațiunea tumorală are efecte mecanice de compresiune și determină cefalee sau modificări ale câmpului vizual pe care copilul le sesizează, modificările metabolice pe care le produce excesul de GH, pentru că deficitul de GH nu prea produce modificări metabolice. De asemenea, în timp, dacă persistă deficiența de GH și cartilajele se închid, oasele cresc în lățime, în grosime și apare un aspect de gigantoacromegalie care deja este recunoscut mai ușor. Care este cauza care poate duce la acest deficit de creștere? Cauzele sunt multiple. Că creșterea are loc atât în perioada intrauterină, de la concepție până la naștere, cât și postnatal, din momentul nașterii până în perioada de adult. Cauzele cele mai frecvente în perioada intrauterină sunt alimentația necorespunzătoare a mamei, consumul anumitor medicamente, cum ar fi beta-blocantele, fumatul, alcoolul, bolile cronice ale mamei, infecții ale mamei, malformații uterine ale mamei sau sarcinile multiple. Cauzele adică viața... sarcini multiple, ce înseamnă sarcini multiple? Două, trei, deci doi, trei feți, pentru că logică nu toți trei se vor dezvolta în același timp. Da. Că am gemelar sau am înțeles. Da, unul rămâne mai mic sau doi rămân mai mici. Normal, are sens. Am înțeles. Nu, că eu mă gândeam la al treilea copil și mă gândeam, deci culmea este că al doilea era mai lung decât primul și la naștere a fost mai înaltă, se pare, ca al doilea bebeluș. Se poate preveni acest hormon de creștere? Adică să ajungem să putem să prevenim? Se poate preveni. Nu am vorbit despre cauzele extrauterine. Câteva cuvinte despre cauzele extrauterine ca să vă explic și de ce se poate preveni. Sigur. Cauzele extrauterine care se pot și preveni, să le leg oarecum... Da. Ce m-ați întrebat și anterior, ar fi privarea afectivă. Sunt foarte mulți copii care provin din familii dezorganizate sau din centre de plasament și sunt cu deprivare afectivă și atunci este afectată clar creșterea în înălțime și aici putem interveni. Alimentația necorespunzătoare cu minus caloric sau cu minus de proteine și de vitamine și din nou se poate interveni. Sunt boli cronice care poate depistate la timp, se poate ameliora cât de cât statura, de tip boli cardiace, boli hematologice, boli renale. Bineînțeles, nu se poate interveni în cazul sindromelor genetice, cum este sindromul Turner, nu se poate interveni în cazul bolilor genetice ale cartilajelor și oaselor, unde, sau erorilor născute de metabolism. De asemenea, aici mai la cauzele extrauterine sunt și cele endocrine, cele hipofizare, cele hipotalamo-hipofizare, hipotiroidismul congenital, care în ultimul timp se întâlnește din ce în ce mai rar pentru că se face detenare de hormon de creștere, de hormon tiroidian, scuzați-mă, în timpul sarcinii mamei și la naștere copilului, pentru că hipotiroidismul congenital determină tulburări neuropsihice la copil dacă nu este depistat la timp, în afară de hipotrofia staturală. În diabetul zaharat de tip 1, dar și aici depistarea la timp și tratamentul corespunzător face ca statura să fie oarecum în limite normale. Deci sunt multiple cauze și asupra unora se poate interveni, asupra altora nu. Asupra cauzelor intrauterine, deci fumat, consum de alcool, medicamente, bineînțeles, alimentație corespunzătoare se poate interveni și asupra cauzelor extrauterine, la fel factorii psihoemoționali, factorii economici, factorii de alimentație se poate interveni, factorii genetici sau anumite afecțiuni nu se poate interveni. Există un studiu cum că în România acest deficit al hormonului de creștere este subdiagnosticat în țara noastră și sunt
curioasă că de ce se întâmplă lucrul acesta? Adică pentru că nu se acordă importanță, pentru că oamenii nu-și dau seama, părinții mă refer, pentru că pediatrii poate nu pun accentul sau lasă lucrurile un pic să... Nu știu, care este cauza? Adică de ce în țară... Știu că în România, de exemplu, femeile au deficit de fier, că fiecare țară are câte o problemă, nu? Da, la noi da. E asta cu fierul, știu că femeile nu au fier, în fine, așa e... Cel puțin așa știu eu. Acum, de ce aici este subdiagnosticat și la fel de bine în țara noastră se dau foarte multe automedicație, antibiotice și așa mai departe. De ce nu suntem un pic mai informați? Eu nu cred că este vorba numai de faptul că nu suntem informați. Din ce am constatat, majoritatea copiilor provin din mediul rural. Provenind din mediul rural au acces mai greu la serviciile medicale. Doi, provin din centrele de plasament sau din familii dezorganizate și din nou au acces mai greu la serviile medicale. Deci e legat de afectiv, mult și de afectiv și de alimentare. Economic și problemele materiale, pentru că nu-și permit cei din mediul rural să-și aducă. Deci poate ei observă că au un copil care este mai mic decât restul copiilor din grupa de la grădiniță sau din clasa de la școală, dar nu își permit material să se deplaseze până în cel mai apropiat centru, pentru că diagnosticul se pune doar în clinicile de endocrinologie, dintr-un centru universitar, și poate este greu să se deplaseze din mediul rural de unde locuiesc într-un centru universitar pentru a sta cu copilul internat. Logic că trebuie să stea și părintele, pierde de la serviciu. Da, acum întrebarea este, eu iar nu, mai e chestia asta din popor, vezi un copil mai mic, da, decât ceilalți copii și e, da, înseamnă că recuperează, e chestia asta, că recuperează. Practic, un copil mai mic la 2 ani nu este în grafic, când ne alarmăm? La 6 luni, când vedem că nu e în grafic? La 2 ani după ce am văzut că nu e în grafic? Când începem să ne alarmăm că e o problemă cu copilul? Că sunt care recuperează, adică sunt mulți care rămân în urmă, au după aceea un zvâc și întrece pe ceilalți, adică aici poate fi o situație de genul ăsta? De la orice vârstă trebuie să îi urmărim și să le facem testele, să-i diagnosticăm din timp, pentru că recuperarea de care ați spus se produce doar în perioada pubertății și este vorba de cei cu talie mică familială în general, deci cu părinți mai mici, dar la cei la care există o problemă medicală, această problemă medicală poate surveni fie mai devreme, adică în primele luni de viață, fie mai târziu în următorii ani, încât dacă ni se pare că un copil nu e în regulă, trebuie să ne prezentăm cu el la medic în momentul în care realizăm că e ceva în neregulă. Nu să mai așteptăm. Cu cât trece timpul, cu atât este mai greu de rezolvat problema respectivă. Adică recuperează mai greu dacă tratamentul nu este instituit la timp. Bun, și practic îmi dau seama că copilul meu nu crește suficient, mă duc, este diagnosticat, dar ce teste sunt supuși la niște teste, iau niște analize, care e? De unde observă acest hormon de creștere, că nu e ce trebuie? În primul rând, părinții care au deja copiii diagnosticați cu așa ceva, trebuie să-i susțină foarte mult din punct de vedere afectiv. Deci trebuie să fie alături de ei din punct de vedere emoțional, pentru că deprivarea afectivă contează foarte mult. În al doilea rând, trebuie să-i susțină în activitățile sportive, adică să practice volei, basket, înot, orice activitate sportivă care favorizează creșterea. Să-i ajute să aibă un somn liniștit și să se culce la o oră rezonabilă, adică nu să se culce după 12 noaptea, pentru că, după cum spuneam anterior, hormonul de creștere se secretă predominant în timpul somnului cu unde lente. Și să nu-i lase cu televizorul, cu calculatorul, cu smartphone înainte de culcare. Normal. Deci să aibă un somn liniștit. Să aibă o alimentație corespunzătoare, bogată în toate principiile nutritive, să aibă proteine, vitamine, deci mediul familial să fie ok și să știe să le asigure tratamentul corespunzător. Odată diagnosticat, ei primesc un tratament. Tratamentul respectiv se administrează zilnic, injecțiile sunt subcutanate, copiii mari știu să-și administreze singur, dar pentru copiii mici aici intervine părintele. În ceea ce privește diagnosticul există și tratamentul. Există un protocol național pe baza căruia se pune diagnosticul și ulterior se stabilește tratamentul. Există niște criterii care toate trebuie să fie îndeplinite cumulativ. În primul rând, criteriul oxologic și este vorba de talie, deci trebuie să măsurăm copilul și se calculează niște deviații standard
Există niște tabele pe care le găsim și pe internet. Se scade din înălțimea pe care copilul o are, înălțimea pe care ar trebui să o aibă la vârsta respectivă și se împarte la deviațiile standard corespunzătoare înălțimi. Și de aici se calculează deviațiile standard. Dacă are mai mult de minus 2,5 deviații standard față de media pentru vârsta și sexul respectiv, automat, împreună cu alte teste care se fac, copilul are statură joasă. De fapt, statura joasă se consideră de la minus 2 deviații standard, dar trebuie să mai îndeplinească și alte criterii medicale și nu aș vrea să intru în prea multe amănunte, dar dacă are minus 2,5, deja se trece la celelalte teste. Care sunt celelalte teste? IGF-1, de care v-am vorbit și care este sensibil pentru că el mediază efectele hormonului de creștere la nivelul țesuturilor și trebuie obligatoriu să determinăm IGF-1 și ulterior, în monitorizarea tratamentului din 6 în 6 luni, trebuie să determinăm GH-ul, dar pentru că GH-ul are variații circadiene și poate să fie influențat de mai mulți factori, se fac testele de stimulare. Și dacă IGF-1 este mic, se face un singur test de stimulare, dacă IGF-ul este normal, se fac două teste de stimulare a GH-ului. Aceste teste de stimulare sunt fie cu arginină, fie cu clonidină, fie cu insulină, deci sunt niște termeni medicali și niște teste, nu știu dacă vreți, intru în detalii. Dacă vi se pare prea complicat, nu intru în detalii. Cum considerați, eu vă spun ce constă aceste teste. Nu, cred că e bine să nu intrăm în detalii, că mă gândesc okay. Adică important este să știe. Să se știe că se fac aceste teste. În afară de aceste teste, radiografia de punct, care evidențiază vârsta osoasă. Vârsta osoasă este una, vârsta cronologică este alta. Este vorba de oasele carpiene, care apar într-o anumită ordine, și nuclei de apariție, și, deci ordinea de apariție și modul cum se dezvoltă acești nuclei, îi dau radiologului care interpretează radiografia, detalii și vârsta osoasă, dacă este cu mai mult de 2 ani întârziată față de vârsta cronologică, bineînțeles că iarăși se încadrează în criteriile respective. Ce mai trebuie obligatoriu făcut? RMN de hipofiză, pentru că la nivelul hipofizei se secretă, cum am spus, hormonul de creștere. Dacă există vreo tumoră hipofizară, nu se poate administra micro sau macroadenom hipofizar, nu se poate administra hormonul de creștere pentru că favorizează creșterea acestei formațiuni tumorale și deci este o contraindicație pentru administrare. Bineînțeles, mai fac teste de biochimie, hemoleocogramă, testele uzuale, transaminaze, uree, creatinina și testele hormonale, funcția tiroidiană obligatoriu, dacă se apropie de vârsta pubertății, testele referitoare la funcția gonadică, funcția suprarenalei. Dacă bănuim ceva genetic, testele genetice, cariotipul, dacă bănuim altă boală, cardiacă, renală, deci o altă boală cronică, bineînțeles că se fac testele pentru a exclude afecțiunea respectivă și a putea trata. Da, mi-amintesc acum că tata la un moment dat mi-a făcut o radiografie la mână. Da, da, așa se numește. Mi-amintesc, deci m-ați întors în timp total, în urmă cu 25 de ani, cred, până, nu știu câți ani, 15-16 ani aveam, când vreau să vadă dacă mai cresc, amândoi părinții mei fiind înalți și bunici înalți, deci noi n-am fost minioni, eu având 1,63 înălțime, deci nu sunt înaltă. Și a vrut să vadă dacă m-am oprit din creștere sau nu. Și acum îmi dau seama că avea legătură cu palma și știu că mi-a făcut radiografie și au spus domnul Cosoi, stați liniștit, fetița nu mai crește. A fost destul de dezamăgit, pentru că cred că visa să fiu înaltă sau în fine mai înaltă decât eram, dar pentru că am făcut dans sportiv, evident că mi s-au tasat cartilajele și în fine era o teorie pe vremea aceea, că de la dans, care e cu bătaie și cu săritură, n-am crescut. Anyway. Este vârsta de debut a pubertății. Dacă pubertatea a debutat mai devreme, automat și cartilajele de creștere se închid mai devreme. Dacă pubertatea se instalează mai târziu, copilul crește mai mult. Așadar, nu conta, nu? Da, pubertatea contează. Primul semn de pubertate, deci dacă vezi la o fetiță că începe să crească sânii, e primul semn de pubertate și automat se va produce croșeul de creștere, după care se oprește, la un băiat creșterea testiculilor. Intră la pubertate, se oprește și creșterea. Și numai acum fac așa o paralelă. Are legătură creșterea sânilor la fetițele mici dacă mănâncă pui care au hormoni? Sau e un mit? Nu cred, nu este neapărat un mit, că într-adevăr, dacă au o cantitate mai mare, deci depinde cu ce sunt crescuți puii respectiv, că dacă se folosesc... Aia din comerț care nu sunt crescuți bio... Da, dacă sunt crescuți cu mulți estrogeni, logică favorizează... Deci poate să fie situație. Da, da, da. Determină eventual... Ca să revenim la... Da,
mulțumesc, la hormonul de creștere. Așadar, ați spus de tratament. Există și sechele? Tratamentul se face cu hormon de creștere, care este un hormon biosintetic recombinat uman. Se administrează, cum v-am spus, zilnic. Aici este o problemă poate pentru copii, pentru că se administrează subcutanat injectabil și poate că, dar injecția respectivă este cu un act extrem de subțire, deci nu este dureroasă. Sechele, dacă nu se instituie tratamentul la timp, da, pot exista. Dacă tratamentul se instituie la timp și se face corect până se închid cartilajele de creștere sau până când se ating criteriile din protocol, adică vârstă osoasă 14 ani și respectiv 15 ani jumătate la fete, 14 ani, 15 ani jumătate la băieți, sau până când se atinge talia dorită. Da. Altfel nu rămân sechele dacă tratamentul se administrează corect. Mm-hmm. Am înțeles. Se administrează la timp. Da. Dacă se prezintă cum v-ați prezentat dumneavoastră, când cartilajele sunt deja închise, nu mai ai ce să mai faci. Așa a fost. Culmea este că și sora mea e la fel de mică ca mine și ea n-a făcut sport. Deci, asta vă spuneam, că este vârsta pubertății și genetica. Și genetica. Și eu sunt mult mai mică, am 1,50 și ceva și fiica mea tot 1,50 și ceva. Și dacă ar fi fost să facem talia țintă genetic, ar fi trebuit să ajungă la 1,60 m. Dar v-am spus, e un plus minus de 10 cm față de talia țintă genetic. Am înțeles. Talia mamă plus talia tată supra 2, minus 6,5 la fetițe și plus 6,5 la băieței. Și așa ne putem calcula singuri și acasă. Adică părinții pot să-și calculeze talia țintă genetic pentru copii, cunoscând talia lor. Sunt multe detalii care sunt importante. Greutatea la naștere, înălțimea la naștere. Da, contează pe toată viața chestia asta, cum s-a născut, până la urmă, ca... Că mai sunt la femei care spun, un copil de 55 cm sau la început, zic. Da, deci uneori contează. Deci talia, deci cei care s-au născut cu talie mică, deci da, contează. Poate conta, nu obligatoriu, dar poate conta. Poate conta, am înțeles, da. Nu știu, credeți că ar trebui să dați un sfat mămicilor legat de asta, de acest hormon de creștere, unde și cum... Dacă li se pare ceva... Cum se adreseze dacă au semne de întrebare? Unde vă găsesc pe dumneavoastră? Dacă li se pare ceva neregulă, eu zic că da, clar, trebuie să meargă eventual inițial la medicul de familie ca să le facă o măsurătoare cu un stadiometru calibrat corespunzător, să stabilească dacă înălțimea corespunde vârstei sau nu și câte deviații are în minus. Dacă are mai mult de minus 2 deviații în minus, trebuie să se prezinte la endocrinologie. Și să se facă investigațiile suplimentare în vederea diagnosticului corect la timp și instituirii tratamentului la timp. Am înțeles. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Recunosc că parcă eram mai în lumină înainte. În sensul că acum am nevoie de procesarea tuturor informațiilor. Dar sunt convinsă că acest interviu și acest... poveste atât de importantă în viața oricărui părinte, aceea de a ști că în fine copilul până la urmă este sănătos, că doar asta ne interesează, nu contează nimic altceva. Sunt convinsă că va fi util ca informație pentru cei care ne urmăresc și de o parte și de alta. Vă mulțumesc tare mult! Am bucurat să fie util și eu vă mulțumesc pentru invitație!